probleme în ceea ce privește dezăpezirea. Județul nostru se află printre celelalte 20 de județe în care meteorologii au emis cod portocaliu. Al doilea episod de viscol și ninsori abundente din luna ianuarie va fi prezent până vineri în județele din sudul și estul țării. De altfel, meteorologii au și emis o nouă atenționare de cod portocaliu pentru aceleași zone afectate de ninsori și zilele trecute. De dimineață la ora 10, meteorologii ne-au prezentat harta celor mai afectate județe de căderi masive de precipitații. Vorbim despre cod portocaliu pentru capitală Giurgiu și 13 județe din țară, dar și cod galben pentru alte 11 județe. Sunt prognozate viscol puternic și căderi abundente de zăpadă, iar pe alocuri vântul va sufla la rafală cu 60-70 de km pe oră. Având în vedere aceste aspecte, autoritățile județului Giurgiu au intrat în alertă încă de luni seară, când în cadrul unei videoconferințe cu prefecții, directorul ANM a anunțat că în ziua de miercuri, capitala Giurgiu și alte 13 județe vor intra sub incidența unui nou cod portocaliu. Cu probabilitate foarte mare, zona Olteniei va fi cod galben. Din păcate, cu probabilitate foarte mare, sud-estul, județele din sud-est care au fost în cod portocaliu vor intra din nou în cod portocaliu. Tot în videoconferința de luni seară, vicepremierul Liviu Dragnea le-a cerut prefecțiilor să nu acorde importanță așa zișilor specialiștii de la televizor și să mențină ritmul alert de zilele trecute. Dragnea a mai spus că în această perioadă tot ceea ce contează sunt oamenii și nu imaginea guvernului sau a instituțiilor din teritoriu. Deși nu este nimic ciudat în faptul că ninge în ianuarie sau că avem parte de viscol, recomandările pentru populație în aceste zile de vreme extremă rămân aceleași. Cel mai important sfat emis de autorități îi vizează pe cei care vor să plece la drum, deloc indicat în condiții de viscol. Trebuie să nu se deplaseze pe această perioadă și îi rog încă o dată, mai ales pe tineri, să se abțină de a mai circula pe perioadele cu cod portocaliu. Totuși, nu este motiv de panică. La viscolul de zilele trecute, autoritățile giurgiuvene s-au descurcat foarte bine. Nu s-a înregistrat niciun eveniment rutier, primarii au acționat exemplar, iar drumurile județene au fost dezăpezite fără prea multe probleme. Probleme în ceea ce privește dezăpezirea. Județul nostru se află printre celelalte 20 de județe în care meteorologii au emis cod portocaliu.